Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la Q&A-ul mult așteptat de voi. Hai că e și târziu acum și că filmez, să ne delectăm, să înfructăm din minunățile voastre de întrebări ce mi-ați lăsat la postarea de pe comunitate și ce v-am mai pus să-mi lăsați și pe Discord, că v-am făcut un special acolo. Prima întrebare. Când mă duc la școală, mă duc cu un microbuz. Mereu când intru în acel microbuz, se poate auzi clar Highway to Hell. De ce? Mă, nu știu de ce naiba ai tu o autostradă direct către școală la tine, atât de dezvoltată localitatea ta sau cum? Dacă un spray de muște expiră, devine mai toxic sau mai puțin toxic? Ceva serios, de ce nu mai apar videouri? Eu, cel puțin, nu pot intra mereu pe live-uri și prefer mai degrabă încărcările normale. Era mai interesant când pe lângă videouri apărea cât un live. Era ceva interesant, acum e exact invers. No hate, noroc, sănătate. N-am luat asta de hate, treaba este cam așa. În primul rând, YouTube-ul nu trimite notificările, chiar dacă ai băgat și talangă și tot nu trimite notificările. Și măcar așa, gen, când e să faci live, apare gen în partea asta ecranului, mă rog, nu știu dacă e imagine oglindită sau în partea asta, cum sunteți de pe PC și se vede acolo la canale cine e live. Unul la mână, doi la mână, e mai ușor să crești așa. Poți să-ți aduci viewer noi, bla bla bla, pentru că e secțiunea aia de live-uri în care am mai pățit să intru în top. Ca să intru în trending cu un videoclip, e imposibil asta, trebuie să am o grămadă de abonați și să fac brusc o grămadă de views. Așa, în top live-uri e mai ușor să intru și e mai ușor de interacționat și de asta prefer gen să fac mai mult live-uri decât episoade, pentru că mi-este și mie mai ușor, că nu stau să editez, să randez. Mă rog, mare brânză ce editare fac la un live cu, la un videoclip cu jocuri, dar nu mai stau atâta să randez, bag direct acolo și interacționăm și de asta. Oricum, cu gaming-ul cam live-urile mai sunt cât de cât așa, că episoadele scârție mai ceva ca o ușă ruginită în ultimul hal. Ce părere ai despre moartea lui Tentacion? Pă, nu păi asculta melodiile, nici măcar nu știu o melodie de la el, poate așa din auzite să-mi recunosc un vers, dar în rest nimic. Știu că tipul era tânăr, era cam de seamă cu mine, avea vreo 20 de ani, deci îmi pare rău că a murit atât de tânăr. Ce este mai trist decât cum a murit el, e când vezi că unii fani sunt atât de dobitoși, ca să nu zic altfel, încât ajung să se filmeze la mormântul lui. Hai că știți voi despre cine vorbesc. Dacă ar veni toți luptătorii din WWE, ai merge să-i vezi? Păi, au fost odată în România în 2011, în vacanța de Paște. Am fost și eu acolo, eram un grăsun mic de 11 ani, dar urlam acolo când mă țineau plămânii până pe la vreo, nu știu, de la 8 până pe la 12 sau ceva de genul a ținut spectacolul. Mai am undeva pe aici biletele alea. Știu că era parcă 1.200.000 biletul, dar cred că dacă e să vină iarăși fără 2.500.000, nu intri acolo. Câți ați fost atunci când a venit WWE în România? Lăsați-mi un comentariu. Sau cine se uită la wrestling din acea perioadă măcar. De ce Codrin e așa de gras? Păi cred că cu cât crește în abonați, cu atâta se îngrașă, gen. Un abonat, un kilogram, de aia a ajuns în halul ăla încât dacă vrea să traverseze o intersecție, șoferii îl confundă cu sensul giratoriu. Arăți ca și Codrin Bradea, numai că ai părul mai lung. Mă, să știi că parcă semăna așa o leacă. Ce-i drept dacă mi-aș prinde părul în spate și las doar pe ăsta de sus, parcă aș semăna așa un pic cu el, am barba semănătoare. Bine, diferența e că eu sunt slab și frumușel, dar în rest să știi că parcă semănăm un pic. Care e cea mai mare frică ta? Mă, nu cred că am o frică de asta, gen fobie, să, nu știu, să-mi fie frică de ceva anume, gen, nu știu, văd un șarpe să-mi o iau la fugă. Chiar era odată pe... Eram o dată pe care să calc pe unul acum câțiva ani. Dacă stați la, la țară știți cum e. Șerpi, șopârle, ligioane de-astea pe care pe unii bagă în sperieți. Mie unul chiar nu mi-e frică de de-astea. Bine, sunt chestii de care te pot băga în sperieți. De exemplu, nu știu, să te bagi în cușcă cu un leu sau astea automat nimeni n-ar face. Dar ce n-așa ceva ce mă bântuie pe mine? De când am terminat eu liceul, mai am coșmaruri noaptea, că pentru mine alea sunt coșmaruri. Mai am coșmaruri în care trebuie să mă asculte la fizică, să-mi ia tema. Eu nici în vise nu-mi fac temele ca idee. Deci îmi visez că am tema nefăcută și trebuie să mă ascult sau ceva. Deci nici măcar în vise nu făceam temele, ca să vă faceți o idee. Dar în rest așa ceva ce să mă sperie, sincer, am trecut prin destule, dacă sunteți activ de vreun an cam așa, dacă știți de treaba cu cicatricea asta. Cred că am trecut prin destule, nu mai are ce să mă sperie. Care a fost cel mai handicapat coleg de-al tău în liceu și ce nebunii făcea? Mă, din liceu erau oameni cât de cât serioși acolo, mai erau unii mai ciufuți, unii mai crepe, dar
N-ai rost să vorbesc spre, în schimb așa gen handicapat, să fie cu capul. Și mai ceva ca mine, nu știu, cred că ăsta e. Unul, nu-i spun pe nume, avea porecla primarul că venea mereu la sacou, la cravat, tuns frumos, adică să pară om serios, dar pe cât de serios părea el, pe atât de retardat era. Adică prin a noua, gen țipa pe stradă, țipa și în școală, prin a 10-a, 11-a devenise... femeia de serviciu să vadă ce dracu se auzeau urletele alea, era că se bătea ăsta, că-l omora careva, avea apucături de genul, dar în rest era băiat de treabă. Dacă car înseamnă mașină și man înseamnă om, mătușa Carmen e Transformers? Crezi că existența umană e o pură întâmplare sau o necesitate? Eu cred că e o pură întâmplare, eu nu cred că e întâmplare, cred că pentru planetă e efectiv oarecum ghinion. Ghinion că s-a nimerit să... lovesc acum vreo 60 de milioane de ani sau când a lovit atunci bolovanul ăla căzut din cerp undeva prin Mexic de au murit toți dinozaurii și au putut astfel să se dezvolte mamiferele și au apărut Homo sapiens, Homo tembelus și ăștia. Că dacă avea noroc pământul să fie o coli de bolovanul ăla, cine știe, rămâneau dinozaurii, nu mai evoluau atâta mamiferele și cine știe, probabil acum pe pământ nu erau oameni, erau reptilieni și gorilieni sau ce dracu mai speculează lumea, cine știe. Eu cred că e așa, un noroc pentru rasa umană și un ghinion pentru planetă la cât am distrus-o. Cine crezi că o să facă primul 2 milioane de abonați? Max sau Shelly? Nu-mi pasă și oricum niciunul dintre ei nu merită. Max are un conținut prea casual ca să fie în top. Adică totuși, să zicem că se uită, nu știu, un inspectorat. Hai să ne imaginăm așa. Se uită Inspectoratul Internațional de YouTuberi. Se uită la fiecare țară parte să vadă, ia mă, cine îi reprezintă pe ăștia? Și văd acolo, Suedia, PewDiePie, America, nu știu, Mr. Beast, sau Marea Britanie, PewDiePie, că acolo stă el. Și ajunge aici la noi, la români, și ce vede? Unul are un content foarte casual, adică sunt alții care au 100-200 mii și fac un conținut senzațional și editat și muncit și fără clickbait și alte cut-uri de genul, dar sunt subapreciat, sunt underrated, iar alaltul are o comunitate plină de copii care n-ar trebui să stea pe internet la vârsta lor și dacă te uiți în secțiunea sa de comentarii, îți faci cruce cu 3 mâini. De ce bați din palme la fiecare început de video? Ăsta a fost intro-ul meu autentic încă de la primul meu videoclip. Stăteam și unde am bătere să fac un început, adică fiecare zice ceva. Bucharest Bike Traffic zice, bună dimineața și bine ați venit la un nou episod. Alții zic, salutare, tu nu știu ce. Și trebuia să zic și eu ceva. Și m-am gândit să fac ceva diferit. Și să bat așa din palme, între timp mi-am mai schimbat fraza, că ziceam, salutare, tu nu știu ce, așa. După aia m-am gândit la chestia asta cu salutare, dragi tovarăși, că nu prea am văzut să zică nimeni la abonații să-i tovarăși. Și îmi place cum sună ideea asta, e tovarăși. Că practic eu am dat numele ăsta de tovarăș la abonați pentru că gen mă joc cu voi, pe live-uri ați văzut, mă joc cu voi mai mult, de asta fac și live-uri cu jocuri multiplayer, ca să mă joc cu voi, CSGO, GTA 5 și online ce mai joc eu, stau cu voi pe Discord, adică chiar pentru mine este chiar ca niște tovarăși în adevăratul sens al cuvântului. Și asta că un pic îmi place așa stilul de viață rusesc, îmi plac rușii și poate am un pic trăsături comuniste, dar înțelegeți ideea. Vezi că vreodată Fortnite am jucat, dar nu o să mai joc în viața mea jocul ăla. Pornhub, RedTube sau YouTube? Cred că mi-e indiferent că pe toate trei platformele e plin numai de ciufute, de prostituate, de târfe, de astea care se... Și de fapt și de târfe masculine e plin și pe YouTube de fapt. Căci câți se prostituează pentru o sponsorizare, pentru o vizionare în plus? Adică ei fac practic, ajung să facă reclamă niște produse pe care le urăsc. Că cel mai probabil așa fac ei, sunt niște chestii cu care n-au treabă, n-au habar, de promovează, nu știu ce făceau alții, Drake Mall, Binatex și alte chestii de genul, fac chestii fără să își dorească asta, dar o fac din nevoie pentru bani, exact ca centuristele. Cum de unele se prostituează în sens propriu ca să facă niște bani, așa fac și ăștia pe YouTube, se prostituează la figurat, tot pentru bani, că vizualizările înseamnă bani și sponsorizările tot bani. Simplu. A fost ok o operație? Da, în caz că nu știți opera la ochiul ăsta, că am avut unul cior, bine, cred că îl mai am puțin umflat, dar gen după ce
Am pus eu o poză la comunitate după ce m-am operat, eram tot bandajat la ochi. Când mi-a dat jos bandajul ăla, ce că eram Rocky după primul său meci de box. Cu ce te ștergi la cur? Cu limba bulangiului, care la fiecare videoclip, cum îl postez, am instant așa un dislike. Mă, deci ăla cred că numai de-al dracu face așa, am dă dislike, numai ca să n-am zero dislike-uri. Deci orice video fac, am câteva 10, 100, 200 de like-uri, știe să fie acolo un dislike de fiecare dată. Cred că cineva are ceva personal cu mine. Mănânc shawarma cu de toate? Nu, mănânc de toate cu shawarma. Vi la o băută? Dar cum să nu? Acuși vin. Vei mai face colaborări? Da, normal. Cum ne... Am colaborat cu Dani Penede, am făcut un podcast cu el, cu Geo, cu cine am mai colaborat, cu Halogen, o să mai fac, să vină careva care face un content asemănător cu al meu sau să am cu ce vorbi cu el într-un podcast și colaborez, că așa mai cunosc și eu niște oameni care chiar sunt faini. Ce-ți place mai mult, GTA 5 sau CSGO? Cred că CS-ul, pentru că am mai multe ore pierdute în el și joc CS de mic copil și cred că de asta. Și GTA am jucat așa când eram mic, dar cred că mai mult cred că mi-am pierdut mai mult timp din copilărie pe CS decât pe GTA și de asta fac și mai des live-uri cu CS decât cu GTA 5. Îți place trupa Bucovina sau altă trupă românească? Dacă da, poți să ne spui care e preferata ta? De la Bucovina știu doar o piesă, ceva Spune tu vânt sau ceva de genul, dar așa românească, mă rog, pe lângă clasicele Iris și Cargo, mai una Snack, aia cu Arată-i coiu, arată-i coiu, bești aia. Știți melodia? Tot aia o melodie, asta e pentru. Luați de aici o mostră din ea. Privesc cum anii se duc, dar noi rămânem tot la fel, cu soarele în ochi, cu zâmbetul până la cer. La ce vârstă te-ai apucat de CS1-6? Aveam 6 ani, că nu plinsem 7 atunci, în 2006. De asta am făcut și numele canalului Ovidiu76. CS1-6 în 2006, la 6 ani, că nu prinsem 7, și de aici mi-am scos numele de Ovidiu666, nu că sunt satanist sau ce zic alții. Viorica Dăncilă sau Gabriela Firea? Mă, habar n-a ce să aleg. Treaba e atât, că una e proastă de dă în grob și alta e proastă de dă în prăpastii. Care e cea mai bețivă persoană pe care ai întâlnit-o până acum? Am un prieten care gen... Vorbeam cu el pe Skype, că pe vremea aia se folosea Skype, nu Discord. Și avea o bere, avea un castron și filma așa cu telefonul. Într-o mână ținea telefonul și în altă mână turna așa berea într-un castron și făcea: ia uite bă, așa se bea. Și dimineața următoare mă sună: bă, ce-am făcut bă aseară că m-am trezit cu niște castroane sus pe sobă? Așa, prieten bețivan. Mai am un subscriber care îmi trimite mereu poze cu ce bea el, dar mereu bea câte ceva diferit, nu bea același lucru. Bea o bere ieftină, ba bea un coniac, ba un vin, deci... Da, asta am și pe ăsta, cum se cheamă, pe Discord, gradul special de moldovean bețiv. Ce mai face sora ta? E la muncă în Italia. Dă-o în pula mea. Cam acestea au fost întrebările. Sper că v-a apărut întrebarea în videoclip. Dacă nu v-a apărut, înseamnă că probabil s-a repetat. Eu acuși v-am arătat muie subtil. Hai că sunt un nesimțit cu voi. Ce să vă mai zic? Cam acesta a fost videoclipul. Trebuie să stau acuși să editez și n-am niciun chef, dar... E sâmbătă seara, vreau să-l termin până duminică să-l vedeți, că după aia vine luni, marți, vin zilele astea în care trebuie să vedeți cu comuniștii, adică cu profesorii. În fine, hai că ajunge cât am filmat până acum, o să am nevoie de mult noroc la editat, cam atât. Până data viitoare, ciao les!